Feșnice pentru masă sau veiuzene convenționale pe care le putem face chiar noi acasă? Asta ne arată astăzi Bianca Voinea. O idee extrem de simplă, atât de simplă încât nici nu o să vă dați seama când terminați. Bine v-am găsit! M-am gândit astăzi să vă arăt cum putem să facem o veioză inedită pentru un optieră sau, de ce nu, o sursă de lumină pentru o masă romantică. Nu vă speriați, aveți tot timpul să vă pregătiți pentru masa, pentru cina romantică. Ceea ce vă propun astăzi durează foarte, foarte puțin și veți vedea că este de mare efect. Avem nevoie de niște pahare, de vin cu picior. Nu le sacrificăm, deci nu vă speriați, de data asta nu sacrificăm paharele, de niște lumânări în formă de pastilă și de niște hârtie creponată, cartonată, important este să fie colorată. Vom face un fel de cornete, dacă vreți să le spunem așa, din această hârtie, pe care pur și simplu le vom aplica deasupra paharului în care vom pune anterior o lumânare. Este atât de simplu încât dacă aveți hârtie la îndemână, vă invit să lucrați împreună cu mine acum. O să ne apucăm să tăiem pentru că hârtia mea este foarte mare și luăm un fel de măsură dacă vreți. Acum încercăm să ne asigurăm că nu o să tăiem în valuri hârtia sau cartonul și puteți să o împăturiți, liniștiți, cu grijă să nu-i faceți cute. Ta-da! Mi-a ieșit. Acum, să vedem dacă nu cumva este prea lungă bucata asta. Da, este cu siguranță prea lungă, am să o tai în două. După care ne apucăm și facem cornetul direct. Ne asigurăm că este suficient de largă gura de jos ca să acopere paharul. Și în poziția asta lipim cu silicon. Bun. Asta este. Acum îl îndreptăm. Cartonul sus și jos. Vă așteptați să obțineți așa o veioză drăguță, o lumânare, un suport pentru lumânare. Hai să mai facem și unul roșu și la final aprindem și lumânările, da? Și acum v-am promis că punem și lumânări. Hai să vedem cum se vede. Asta este propunerea mea pentru astăzi. Sunt convinsă că vi s-a părut și vouă foarte simplu. Să vă încumetați să faceți. Merită, este de efect, vă veți uimi prietenii cu siguranță. Până data viitoare, numai de bine vă doresc!